Comitetul Local pentru Situații de Urgență Petroșani s-a întrunit pentru a dispune măsurile ce trebuie luate în contextul confirmării prezenței coronavirusului în Valea Jiului. Măsuri restrictive care se impun în sistemul de învățământ conform evoluției situației. Punctul 2. Achiziționarea de materiale de igienă. 3. Măsuri de igienizare a birourilor care au permanent contact cu cetățenii. 4. Închiderea temporară a activității de la cinematograf, bazinul de înot, bibliotecă și cele două cluburi ale pensionarilor. Suspendarea activității publice la Sala de Marmură. Asigurarea transportului hranei la persoanele care sunt monitorizate de către patrula de jandarmerie și solicită ajutor. E vorba de hrană, apă sau alte necesități conform hotărârii CSJSU numărul 2, articolul 7. 7. Stabilirea telefonului de contact pentru solicitări de transport hrană, apă, telefon dispecer, poliția locală, iar persoanele care transportă hrană să fie stabilite de conducerea Direcției de Asistență Socială nominal, care să fie în permanență legătură cu dispeceratul poliției locale. Vom solicita de la Spitalul de Urgență două costume sau mai multe dacă e nevoie pentru aceste persoane. 8. Pentru prevenirea populației rămân valabile măsurile de igienă luate în hotărârea CLSU numărul 1/2020. 9. Pentru transportul hranei la solicitarea persoanelor izolate se va emite o procedură strictă, în special ca persoanele care duc hrana să nu intre în contact cu persoanele respective. 10. Având în vedere că avem la Petroșani acest caz confirmat la Spitalul de Urgență, o să rog DSP-ul să propună măsuri urgente pe plan local. Verificarea 11. Verificarea măsurilor de deratizare a mijloacelor de transport în comun dispuse de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Și 11. Se va emite o hotărâre privind măsurile aprobate în ședință și va fi transmisă Secretariatului Permanent al ISU Hunedoara. Pe lângă măsurile adoptate în cadrul ședinței, Municipalitatea Petroșăneană va aloca 100.000 de lei pentru achiziționarea hranei pentru persoanele izolate, pentru materiale de igienă și orice altceva este necesar în această perioadă.